a fost făcută publică lista spitalelor și centrelor de sănătate care vor primi bani prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Spitalul Județean Timișoara Municipal, Spitalul Clinic CF, Institutul de Boli Cardiovasculare, Spitalul de Copii lui Sturcanu, dar și unitățile sanitare din Deta, FOGET, Jimbolia, Sânicolau Nicolau Mare și Gătaia, precum și centrul de la Buziaș, au depus proiecte pentru finanțarea digitalizării. Dezvoltarea sistemului informatic este normalitate, acea normalitate pe care ne-o dorim cu toții și pe care o admirăm în spital ale occidentale. Digitalizare înseamnă softuri performante, înseamnă achiziționarea de aplicații informatice funcționale. În final înseamnă un management clinic al fiecărui pacient care intră în unitatea sanitară, o creștere a eficienței operațiunilor medicale, dar și un control mai riguros al medicamentelor administrate, implicit o reducere a costurilor medicale. Majoritatea managerilor de spitale am discutat pe această temă și cu toții am fost de acord că este nevoie de implementarea cât mai rapidă a acestei digitalizări și asta cu atât mai mult cu cât ea permite realizarea unor abordări complexe interdisciplinare, dar și, de exemplu, menținerea acreditării spitalelor, totodată dă posibilitatea instalării și gestionării unor programe de siguranță care să implice atacurile cibernetice, asigurând securitatea informatică a datelor medicale, transmite președintele Camerei Deputaților Alfred Simonis.